Scandala în Torsura. Primarul din localitate și directoarea școlii sunt la cuțite din cauza clădirii unde funcționează primăria și care este revendicată de școală. Lucrurile au degenerat până acolo încât primarul amenință că nu mai semnează statele de plată pentru profesori, iar directoarea cere evacuarea primăriei. Cei care suferă din cauza acestui scandal sunt copiii nevoiți să învețe în frig și să folosească toalete foarte murdare. Conflictul a fost provocat de două clădiri care au aparținut școlii și care au fost preluate de primărie la schimb cu alt local în urma unui protocol neavizat de Ministerul Învățământului. Directoarea școlii spune că are nevoie de aceste clădiri pentru a extinde școala, iar primarul a construit ilegal o brutărie acolo. De ce dumnealui așa a înfierbântat și are poziția asta delimitată negativ, clar, de data asta pe față de școală, pe acest teren în care aparține școlii construită brutăria? Deci s-a concesionat terenul brutăriei și s-a făcut ilegal. În schimb, primarul spune că totul a pornit de la un control făcut de el la școală, în urma căruia a găsit o mizerie de nedescris, iar profesorii lipseau de la ore. De atunci, spune primarul, directoarea s-a decis să se răzbune pe el. A zis că nu se lasă până nu desfințează primăria, brutăria și biserica, că este pe terenul școlii. Deci relațiile au fost foarte bune. De când m-am dus și am verificat, că spusase un copil că fosa e murdară, e plină. De atunci relații s-au stricat. Directoarea îl mai acuză pe primar că nu vrea să repare sobele, iar copiii sunt nevoiți să învețe în frig. Sper că se observă, nu? Să învață copiii mei. Uitați dacă e uman. Vreți să vă mai spun și despre grădinița din vale, despre coșul acela care e o țeavă improvizată? Dimineața este frig și fum. Noi, ca să aerisim clasa, deschidem ușa. Și în timpul orelor este frig. Ați cugecile pe voi? Da. Primarul spune că vrea să înlocuiască sobele cu o centrală, dar directoarea refuză. 13 sobe de taracotă, dacă le repar în școală, mă costă 200 și ceva de milioane. I-am trimis adresă să se ocupe de studiu de fezabilitate pentru centrală la școală, care o centrală cu 13 sobe mă costă 400 de milioane. Și să facă studiu de fezabilitate și cu proiectul pentru sală de sport. Dumnezeu îmi trimite, uitați și vă arăt, îmi trimite adresa în care a terminat toate relațiile, nu vreau să vă ocupe de așa ceva. Lucrurile au degenerat până acolo încât directoarea amenință cu ruperea oricăror relații cu primăria, iar primarul spune că nu va mai semna salariile profesorilor. Dumnezeu zice că eu n-am nicio atribuție asupra școlii. Eu sunt ordonatorul principal de credite. Dacă dumnealor zic că a terminat orice relație cu mine, atunci nici nu le se mai semnez statul de plată, pentru că nu respectă programul de școală. Scandalul a depășit comuna pentru că fiecare dintre părți a reclamat-o pe cealaltă la ISJ, Consiliul Județean și Prefectură. Cei care pierd din toată această tevatură sunt copiii obligați să învețe în condiții de neimaginat pentru o școală din anul 2013.